La primăria municipiului Suceava se solicită tot mai multe autorizații de construire pentru dealul Tătăraș, motiv pentru care municipalitatea a trecut la realizarea căilor de acces spre noul cartier Europa. Există tineri care deja și-au scos autorizații de construire și vor să demareze lucrările în zonă. În cazul autovehiculelor de mare tonaj, o cale temporară de acces a fost amenajată pe imașul de la Ipotești, în așa fel încât materialele de construcții să poată fi duse la fața locului. Reamintim că pe 9 mai 2012, de ziua Europei, pe dealul Tătăraș au primit loturi de câte 300 de metri pătrați fiecare, 142 de tineri de maxim 35 de ani, care nu au avut sau nu dețin o locuință ori teren proprietate personală pretabil la ridicarea unei case. Legea numărul 15 din 2003 stipulează că beneficiarul terenului pentru construirea unei locuințe proprietate personală este obligat să înceapă ridicarea acesteia în termen de un an de la data atribuirii suprafeței și să o realizeze cu respectarea reglementărilor referitoare la autorizarea executării construcțiilor. Însă situația nu este roz, deoarece primăria nu s-a ținut de cuvânt să amenajeze drumul, fiind imposibil pentru tiruri să aibă acces pe acest drum nemarcat. N-am cuvinte, nu pot să explic. Ați văzut ce drum este aici, de abia am intrat. Mă rog, a venit colegul cu moto, cu lama și a nivelat el ca să pot intra aici și aduc la băiat cărăburi aici. Așa ceva nu există, mai ales cartierul Europa, am auzit aici, așa ceva nu se poate, nu sunt cuvinte de explicat. Să fie lungul, să pui niște pavele măcar dacă nu vine să facă drumurile aici. Toată Suceava e umplută de pavele. Luția, vedeți care e problema, acum să văd cum ies de aici, sunt curios, tare curios unde mă întorc și cum pot să ies eu de aici. Altceva nu mai găsesc, nu știu, să mă văd ieșit de aici și în viața mea, când n-ați mai avut de aici, nu mai vin pe drumurile astea. Și trăim în Suceava, dacă era la 30 km, 40 km de Suceava, da, la un kilometru de Suceava, cartierul european, așa ceva nu sunt cuvinte de explicat. Primăriei îi revine obligația finanțării lucrărilor de amenajare a infrastructurii rutiere, introducerii utilităților de apă și canalizare, precum și a rețelelor de gaze naturale și energie electrică. La finele anului 2010, consilierii locali suceveni și-au dat girul asupra cheltuielilor pentru amenajarea drumurilor și parcărilor în cartierul de locuințe Tătăraș. Investiția este de peste 12,6 milioane de lei, execuția va ține 12 luni și va cuprinde, printre altele, amenajări de carosabil în suprafața de 21.600 de metri pătrați și de pietonal de 7.200 de metri pătrați. În 2011 au fost aprobate și fondurile necesare pentru introducerea rețelelor de alimentare cu energie electrică și a iluminatului public în viitorul cartier de locuințe pentru tineri și care va costa bugetul local 2,2 milioane de lei. În baza legii numărul 15-2003, primăria a mai avut o campanie similară pe dealul Mănăstirii Teodoreni, la ieșire din municipiul Reședință de Județ înspre Botoșani, în zonă fiind la finalizare 236 de locuințe individuale. Cu toate că s-au făcut demersuri în această privință, este imposibil pentru proprietari să își aducă materialele de construcție, drumul fiind aproape imposibil de accesat atât pentru mașinile mici, ba mai mult pentru cele de mare tonaj, proprietarii fiind nevoiți să aducă utilaje speciale pentru a face drumul accesibil tirurilor. Ce un proprietar, ca să-și aducă în cartierul Europa, marele cartier cu sâmb, trâmbițe tot anunțat, trebuie să vină cu un utilaj ca să îndrepte drumul dacă vrea să intre cu un tir. Pentru că eu de dimineață o trebuie să aștept 2 ore un utilaj ca să pot să îndrept drumul, să pot intra cu materialele cât de cât în apropierea locuinței pe care vreau să o construiesc. Pentru că drumul este precum îl vedeți. Deci nu e nepracticabil, cu, cel puțin cu o mașină mare pentru material de construcție, nu ai cum intra decât dacă îndrepți drumul. Pentru că autoritățile au spus că o să facă, o să traseze drumul și până acum nu s-a întâmplat absolut nimic. După cum vedeți, drumul este în starea în care îl vedeți. Care credeți că ar fi soluția? Soluția ar fi ca autoritățile să țină de cuvânt și să vină să traseze măcar drumul, măcar să-l îndrepte dacă nu îl asfaltează acum. Și astfel vom putea și noi intra pe terenurile care ni s-au dat de la primărie ca să ne putem construi. Pentru că altfel singura soluție ar fi elicopterul. În momentul de față, doar cu elicopterul, dacă nu vrei să ai un utilaj să-l închiriezi, să-l plătești ca să-ți îndrepte drumul, să aduci material de construcție doar cu elicopterul. Locuitorii din cartierul Europa sunt foarte nemulțumiți de situația actuală și fac apel la autoritățile locale să marcheze drumul de acces dinspre Ipotești spre Tătăraș pentru a-și putea aduce materialele de construcție necesare.